Ambulanța care se îndrepta spre un caz în Brăila s-a răsturnat după ce o șoferiță nu a acordat prioritate și avem imagini de la acest accident. Femeia avea 3 copii în mașină. Mai multe informații despre acest accident aflăm de la colega noastră Gabi Vlad, care este de la colegul nostru Gabi Vlad, care este în direct prin telefon cu noi. Gabi, ce s-a întâmplat acolo? Sper că nimeni nu este grav rănit. Bună ziua, bun găsit tuturor. Da, noroc cu carul în acest impact cu 7 persoane implicate. În primul rând, consider că bănuiesc că șoferița neatentă i-a fost distrasă atenția de cei 3 copii pe care îi avea în spate. Nu a fost atentă în intersecție, a intrat în intersecție. Evident că ambulanța smurd avea prioritate. Nu a lovit-o în plin. A lovit-o în spate spre puntea din spate, dar suficient să-i schimbe centrul de greutate și direcția. Aceasta e motivul pentru care a ajuns în poziția pe care o vedem acum pe ecran. Din fericire, nici copiii nu au nimic, nici șoferița nu are nimic, ba mai mult, nici șoferul de pe ambulanță care a ieșit pe geamul celălalt nu a suferit răni. E, probleme sunt cu cei 2 ambulanțieri, cei 2 paramedici, care se aflau în interior și probabil s-au lovit de tărgile care au căzut de acolo, de instinctoare și tot ce se află într-o ambulanță smurt, pentru că unul acuză dureri la cap și la coaste, iar celălalt are o juritură nu adâncă pe mână cu ceva scoriații. Amândoi au fost preluați de către o altă ambulanță și pentru mai multă siguranță au plecat către spitalul din urgență din Brăila, dar repet, un accident cu foarte, foarte mult noroc, mai ales pentru cei 3 copii care se aflau în spatele autoturismului. Ana? Gabi Vlad, îți mulțumim pentru